Consider că este drept, este normal înaintea lui Dumnezeu și înaintea dumneavoastră să vă îndemn ca să ne unim cu toții inimile noastre, glasurile noastre și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. A Lui să fie toată slava, a noastră să fie smerenia, ascultarea, supunerea, dar El să fie înălțat în toate lucrurile care se vor face pentru slava numelui Său. Paris, 1804, a avut loc înscăunarea și încoronarea ca împărat al lui Napoleon. Omul acesta, la o vârstă destul de timpurie, de fragedă, a luptat în armata Revoluției, în armata de stat, a ajuns, a dat din coate, a ajuns sus, din punct de vedere social, a ajuns la un moment dat ca să poarte războaiele, să poarte interesele guvernului, guvernului de după Revoluție, a ajuns apoi să fie președinte de Republică și am început tot felul de lupte și omul acesta s-a făcut remarcat până acolo, încât în 1804, în vara acelui an, are loc înscăunarea lui ca împărat. De ce împărat? Pentru că un suveran care cucerește ținuturi nu mai este rege, și începe să-și facă imperiu și în felul acesta, spunem noi, devine împărat. Omul acesta a mers în stânga, în dreapta, ca odinioară precursorul lui Antioch sau mai dinainte ca Macedon, dar nu la aceeași scară. A împuns în stânga, a împus în dreapta cu cornul lui și a declarat război Rusiei, a declarat război Imperiului Prusac. Au declarat război în stânga, în dreapta, cu Anglia, cu Belgia, cu țările de jos, cu diferite locuri din ceea ce astăzi este Germania și a ajuns la o putere a lui, a ajuns așa de mare încât i-a intrat la cap. În anul 1914, cumva este exilat în insula Elba, se întoarce, ajunge din nou la conducere timp de o zile în 1815 și are loc o bătălie diferită ca toate celelalte. O bătălie în care nu mai este învingător, o bătălie în care situația se întoarce și soarta se întoarce împotriva lui. La ora actuală există o placă în Muzeul Louvre care arată și dă cu detalii toate luptele câștigate de Napoleon. Toate locurile în care Napoleon a repurtat victorii, toate locurile în care a ieșit victorios și a fost cineva. Și pe coroana lui s-a mai adăugat încă o diademă, încă un diamant, vorbind în mod simbolic. Dar o singură luptă lipsește de pe acel tabel. O singură bătălie lipsește de pe locul acela din Muzeul Louvre și aceea este bătălia de la Waterloo, de lângă Belgia, din Belgia, de lângă Bruxelles. La undeva la puțin kilometri depărtare în localitatea Waterloo, o alianță anglosaxonă condusă de un duce începe lupta împotriva lui care se părea inegală. Și Napoleon, cu toată experiența lui, cu toată știința lui, că era un strateg și un geniu militar, cade acolo sub mâna celorlalți. Și lupta aceea lipsește de pe tabelul acela care îl arată că a fost un cineva. Dragii mei, aceasta este istoria oamenilor. Biblia nu procedează la fel. Sfânta Scriptură nu ascunde momentele jenante din viața marilor oameni a lui Dumnezeu. Mi-ar fi plăcut ca și creștin, probabil, sau ca și evreu, să nu se amintească niciodată de perioada din Vechiul Testament când au cârtit, când Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, și-a întins mâna cu putere peste poporul Israel și i-a scos afară cu braț întins. Și oamenii au început să cârtească și au căzut oameni din popor și au murit acolo în pustie. Mi-ar fi plăcut să nu apară textul acesta scris.
Dar ei bine, nu se poate. Dumnezeu nu trece nimic sub tăcere. Iată-ne astăzi în fața unui moment rușinos, un moment jenant, un tablou negru din istoria acelui care a fost profet, acelui care a fost împărat, acelui care a fost psalmist, aceluia pe care Biblia îl numește la un moment dat om după inima lui Dumnezeu. Un tablou trist. Dar frate, cui te adresez? Suntem între noi, ne cunoaștem, suntem credincioși, ne străduim să trăim sfânta pocăință și eu cred lucrul acesta și cred că dumneavoastră sunteți în fața lui Dumnezeu în această zi cu inimi curate, pentru că n-ar veni nimeni cu neplăcere la casa Domnului, ci toți am dorit ca să îl ascultăm pe Dumnezeu. Dar lăsați-mă să aduc înaintea dumneavoastră o istorie, ceea ce am pățit-o eu, ce am experimentat-o eu. Eram la un moment dat, când eram în România, ne-am dus cu niște tineri cu un poem care circula după slujba care circula pe vremea aceea, se făceau poeme și noi ca tineri ne bucuram să slujim Domnului în diferite biserici. Ne-am dus în Ucraina, într-o localitate, nu mai știu numele ei, la un centru cultural, cum spuneau ei, la o casă închiriată pentru tot felul de evenimente. Și am remarcat un om care stătea la ușă, un fel de ușier, care era atât de binevoitor cu oamenii. Venea, îi ruga, îi așeza pe locuri și îmi spune cineva și mi-atrage atenția, îl vezi pe omul acela, are un retard mental. Nu știu, nu mai țin minte dacă a devenit mai târziu sau s-a născut cu retardul acela, dar omul acela, uite-te la el cât e de atent ca să facă și el ceva pentru Dumnezeu. Avea deja o vârstă destul de... era undeva la mijlocul vieții, necăsătorit, nu avea copii, nu avea soție, nu avea, nu știu, de familia lui ce era cu ea, dar omul acesta vrea să facă și el ceva pentru Dumnezeu și mergea în toate satele, împărțea tractate. Auzi că în momentul acela au venit musafiri, venea și discuta cu oamenii și vrând nevrând cu forța îi băga acolo în căminul cultural. Spune cineva că l-a văzut la un moment dat în Timișoara, într-o localitate, într-o intersecție, predicând la oameni pe stradă și cunoscându-se că e de la ei din Ucraina, s-a dus înspre el și l-a întrebat, i-a spus pe nume și îi zice, cui vorbești? Pentru că s-a uitat în stânga-dreapta, nu asculta nimeni. Și omul acela a spus un lucru foarte interesant și spune în felul următor, cui mă aude? Nu era nimeni. Dar atâta știa el că trebuie să vorbească din cuvântul lui Dumnezeu, împărțea tractate, trăgea de mânecă pe oameni și spunea, păi vorbesc cui mă aude? Dimineața aceasta, aș vrea să zic și eu ca omul acela, cui vorbești? Cui vrea să asculte? Cui mă aude? Aveam de gând să citesc la final, în concluzie, un verset din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1, dar îl citesc acum, la început de slujire, la început de predică, pentru ca să asculte toți, toate inimile, să asculte din toată inima, spune cuvântul lui Dumnezeu, prin apostolul Ioan, apostolul iubirii, copilașilor, vă scriu aceste lucruri că am o dorință vie. Aș dori din toată inima, din punctul meu de vedere, ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a avut un accident, dar dacă cineva a fost înșelat de diavolul, dar dacă cineva într-un moment de neatenție n-a vegheat și a păcătuit într-un fel, Ioan vine și spune, avem la Tatăl în momentul acela un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El, Hristos, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și aici intră oricine care, din greșeală, din neveghere, din înșelăciune, a căzut și a păcătuit. Să ne întoarcem în situația care a fost citită, la omul acesta, și ar vrea ca să vorbesc despre niște consecințe ale păcătuirii. Spune cuvântul lui Dumnezeu și am o întrebare, de fapt, înainte să spun ce spune în Luca 11 cu 13. Jignesc pe cineva dacă îi spun că e rău? Îl supăr pe cineva din dimineața aceasta care mă ascultă sau de pe internet că
îi spun că și el este un om rău? Spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, în capitolul 11, cu versetul 13, spunea Domnul Iisus Hristos: dacă voi, care sunteți răi, și se adresa ucenicilor, se adresa celor care îl ascultau, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, deranjez pe cineva când spun că suntem răi? Haideți să ne vedem starea. Din moștenirea noastră, din ceea ce am moștenit de la străbunul nostru Adam, ne-am născut cu dorința de a păcătui. Ne-am născut cu dorința de a-L respinge pe Dumnezeu. Și păcatul, printre alte definiții, l-aș putea defini ca o declarație de independență a omului față de Dumnezeu. Pe fundul relaxării, în lupta spirituală, diavolul aduce atacul său. Ne uităm la ceea ce a fost citit în 2 Samuel, capitolul 11, am citit înainte de poezie. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 1, că în anul următor, pe vremea când împărații făceau război, porneau la război, era o perioadă de ploaie, un sezon ploios, drumurile se înfundau, drumurile deveneau impracticabile și în momentul acela stătea fiecare acasă. În Orientul Mijlociu fiecare își vedea de treabă. Și în momentul acela, săptămâni de zile, cât nu se putea merge la război, când nu se puteau regla conturi, oamenii cloceau. Orice gând, orice vorbă, orice privire, orice neajuns, orice amenințare avută mai înainte, în momentul acela clocea. Se termina sezonul ploios și porneau împărații să-și rezolve problemele. Porneau ca să cucerească, porneau ca să își întregească ținutul, porneau ca să se răzbune, porneau ca să facă alianțe și așa mai departe. Era vremea de război. Atunci, în mod simbolic, atunci istoric, dar acum în mod simbolic, suntem în vreme de război. De unde știu? Știu că cine nu adună cu mine, spunea Domnul Iisus Hristos, el risipește. Nu-i un moment și nu există vreun timp al vieții noastre când nu suntem în război. Știți când se termină războiul? Când se termină și viața noastră. Când se termină viața noastră și ne dăm obștescul sfârșit, în momentul acela putem să spunem că e vremea de odihnă. Dar până atunci este război. În timpul și pe fundul relaxării, din punct de vedere spiritual, vine diavolul cu ispita. În momentul când ai lăsat garda jos, în momentul când vii și spui: am obosit, sunt prea bătrân, am făcut atâtea, să mai facă și alții, am dăruit, nu mai pot, nu mai am resurse, nu mai am timp, am neglijat lucrurile celelalte și n-am cu ce înainta, să mai facă și alții, să mai vină și alții la adunare, să mai vorbească și alții, să se ocupe și soția sau să se ocupe și soțul de copii, că m-am săturat, numai eu. Astea sunt gânduri care ne aduc și ne pun într-o stare de relaxare, falsă relaxare, pentru că momentul acela este momentul propice pentru ispititorul. Într-o după amiază, înspre seară, David care ținea sabia, David care ținea scutul, care ținea sulița, David care era cu praștea și cu toiagul de păstor altădată, într-o după amiază, făcuse amiază, dormise, se odihnise și s-a sculat din patul lui și a fost momentul prielnic când nu mai avea treabă să-l biruiască Goliatul nevăzut. Pe calea către cer, spuneam și altă dată și vreau să spun ca o axiomă, pe calea către cer se poate cădea de la orice nivel. David avea 50 de ani în momentul acesta, a trăit 70, a luat-o de timpuriu, a fugit, a luptat și a purtat războaiele Domnului, a ridicat Israelul pe culmi, a ridicat Israelul la o stăpânire de 10 ori mai mare de cum este la ora actuală poporul Israel, țara Israel. Teritoriul lor era așa de mare și asta făcuse David. Asta îl cimentase Solomon în momentul acela. Influența lui, nu neapărat teritoriul cu graniță, dar influența lui David era pe o zonă geografică de 10 ori mai mare cât este la ora actuală.
Și David, după ce a făcut toate lucrurile acestea, ajunge vârsta de 50 de ani când îi lasă și pe Ioab să mai facă și alții. Să se mai ducă tinerii. Să se mai ducă ăștia, că ăștia scalei, uite la ei cum fug. Uite la ei cum se suie pe scări. Uite la ei cum poartă sabia. Să mai facă și ei, că-s bătrân, că am obosit, că nu mai pot. Și atunci vine diavolul. Doamne, păzește-ne. Orice acțiune bună sau rea, orice ce noi facem are consecințe. Fie că vrem să admitem, fie că nu vrem să admitem, orice acțiune a noastră are consecințe. Mergi la școală, te trezești că dintr-o dată ești mai dezvoltat, mintea ta e mai open, ești atent de alte, la niște cursuri, îți dai seama că poți să înveți. Când s-a întâmplat? Încet, încet, mergând la școală. Citești, înveți, studiezi, îți dai seama că în creier ai abilitatea ca să susții un examen, să-l înveți dimineața și la amiază sau seara, să dai un examen. Dar când s-a întâmplat asta? Când ai mers la școală și ai făcut exercițiu îndelungat. Dar te poți uita la un joc, la un film, poți avea un joc video, creierul nu mai funcționează. Creierul nu mai lucrează ca în momentul cititului. Informația nu mai vine prin meditare. Și în momentul acela ai consecințe. Nu mai te poți exprima. Nu mai poți vorbi degajat. Ești antisocial. Îți pare mai ușor să scrii un mesaj decât să vorbești față în față cu cineva. Îți pare mai ușor ca să ai relații doar online, măcar că ai putea să bați la ușă, la geam și să vorbești de la balcon la balcon. Astea sunt consecințe ale modului nostru de viață. Fie că-s rele, fie că-s bune, noi avem niște consecințe. Și vreau să vorbesc despre consecințele păcătuirii, luând ca exemplu cazul lui David. Prima consecință îl ofensează pe Dumnezeu. David a fost un om, așa cum am spus, un om după inima lui Dumnezeu, un om prin care Dumnezeu a lucrat, un om prin care Dumnezeu a ajutat pe poporul său. Primul păcat sau prima consecință pe care îl face omul, care rezultă din păcatul pe care îl face omul, este că îl ofensează, îl supără, îl jignește pe Dumnezeu, îl rănește pe Dumnezeu. Spune versetul 12, ai lucrat pe ascuns. Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David a zis lui Nathan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Nathan a zis lui David, Domnul ți iartă păcatul, nu vei muri, dar ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească. Săvârșind fapta aceasta, prima consecință îl rănește pe Dumnezeu. Mai disprețuit, spune versetul 10. Mai disprețuit și ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul, și pe el l-ai omorât. Pe mine m-ai rănit, spune Dumnezeu. Spunea la un moment dat, în cartea, am citit altădată, recent, în Ieremia, despre durerea unui Dumnezeu care plânge. Avea să recitesc câteva versete din Ieremia, capitolul 8. Aș vrea să-mi alin durerea, cu versetul 18, dar mă doare inima în mine. Iată, strigătele fiicei poporului meu, spune Ieremia, răsună dintr-o țară depărtată. Nu mai este Domnul în Sion și acum iar vorbește Dumnezeul acela întristat. Pentru ce m-au mâniat ei cu chipurile lor cioplite, cu idol străin? Și ar putea să vină și să spună cineva, Doamne, dar eu n-am nimica cu tine. Doamne, dar de ce te superi pe mine? Dumnezeule, eu nu împotriva ta am greșit, dar m-a enervat cumnatul, dar m-a enervat soacra, dar m-a enervat mama, m-a enervat părinții, copiii. Ce am eu cu tine? Dumnezeu vine și spune, nu. Prima consecință a păcatului tău, când te-ai mâniat și când ai supărat pe când ai supărat pe fratele tău, prima dată l-ai mâniat și l-ai supărat pe Dumnezeu. Întreba Dumnezeu retoric, pentru ce m-au mâniat ei cu chipurile lor cioplite? De ce m-au supărat? Mi-au întărâtat gelozia. Deuteronom 32:22 spune Dumnezeu că mi-au întăritat în momentul acela gelozia.
cu 20, el a zis: îmi voi ascunde fața de ei și voi vedea care le va fi sfârșitul, căci sunt un neam stricat, sunt niște copii necredincioși. Versetul 21, mi-au întărâtat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu. M-au mâniat prin idolii lor deșerți. Mi-au întărâtat gelozia. Și vine David și spune în psalmul 51, psalm al nebuniei, psalm când în urma nebuniei David vine cu mărturisire și spune el la un moment dat în versetul 4, împotriva ta, Dumnezeule, numai împotriva ta am păcătuit, am făcut ce este rău înaintea ta. David, dar tu ai supărat pe Urie, dacă ar fi știut, ai intrat în casa lui Urie, l-ai supărat pe Eliam, socrul Batșebei, l-ai supărat pe consilierul tău, pe omul acela care avea un cuvânt ca un cuvânt al lui Dumnezeu, bunicul Batșebei, Ahitofel. David, dar tu i-ai supărat familia, ai supărat-o pe Batșeba. David vine și spune, se poate, dar în primul rând, împotriva ta, Dumnezeule, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău. Eliam era în armata lui David. Băiatul lui, Urie, băiatul acesta tânăr, era și el în armata lui David. Eu nu știu că e tânăr, că era și tată și fiu, printre cei mai de aproape, cei 33 de viteji ai lui David. Era acolo. Și David a făcut lucrul acesta împotriva lor, dar el își vede starea și spune, Doamne, pe Tine Te-am supărat, Doamne, ai milă de noi. Păcatul nostru îl ofensează pe Dumnezeu. Prima consecință a greșelii mele, prima consecință a greșelii dumitale este că îl superi și îl ofensezi pe Dumnezeu. Și Isaia vine și spune la capitolul 59, mâna Domnului nu-i prea scurtă, oameni buni. Popor al lui Israel, popor de legământ, urechea lui Dumnezeu nu este prea tare ca să audă. Aude Dumnezeu, te rogi de zile întregi, de săptămâni, de ani și ai impresia că Dumnezeu nu aude. Și Isaia vine și ne spune și nouă astăzi, aude Dumnezeu. Cel care a făcut urechea, s-ar putea el să n-audă. Nu-i prea tare urechea, nu-i surdă. Dar oameni buni, spune poporul, spune Israel acolo și din partea lui Dumnezeu, păcatele voastre au clădit un zid și Dumnezeu nu vrea ca să treacă peste zid. Păcatele voastre au pus un zid de despărțire, mâinile vă sunt mânjite de sânge, degetele de nelegiuiri, de furt, de lucruri extraordinare și Dumnezeu nu vrea să treacă peste zidul acesta. Eu trebuie. Dumneata trebuie să-L dăm la o parte, să sfărâmăm zidul și să alergăm la Dumnezeu. Dumnezeu aude. Doamne, ajută-ne să înțelegem că ofensa cea mai mare este împotriva Ta. În al doilea rând, o altă consecință. Păcatul omului rupe un legământ. În speță păcatul acesta despre care vorbim. Maleahii capitolul 2. Spune cuvântul Dumnezeu, versetul 14. Sau hai să citesc de la versetul 13. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrime altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât El nu mai caută la darurile de mâncare, nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și ei, poporul Israel, se întrebau, dar de ce? De ce, Doamne, când legea vechi testamentală ne-ai zis să aducem daruri, să aducem înaintea Ta viței, să aducem pe altar tauri, berbeci, Doamne, dar de ce nu mai cauți la darurile acestea de mâncare? Și întrebați, pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta ta, între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu-i mai ești credincios și necredincioșia începe la nivelul cugetului, la nivelul minții. Poate trăiesc unii în aceeași casă, dar cuvântul Domnului vine și spune prin prorocul Maleahii, Dumnezeu este martor și a fost martor că s-a încheiat acolo un legământ, s-a încheiat acolo între soț și Dumnezeu a pecetluit legământul acela. Și ar putea să vină și să spună cineva, dar eu atunci eram necredincios, noi atunci eram nepocăiți, dar acum ne-am pocăit și îmi pare rău de pasul făcut. Și Dumnezeu spune, nu e adevărat, necredincios și indiferent cum erai la momentul acela, orice om care a încheiat un legământ, Dumnezeu aprobă legământul acela.
Nu există cale de despărțire. Nu există nicio cale ca să spui că îți pare rău, că n-ai vegheat îndeajuns, că ai fost înșelat, că ți-au spus, că te-au păcălit prorociile înșelătoare și așa mai departe. Nu se mai poate face nimic. Dumnezeu aprobă și a ștampilat legământul. Și nu mai caută Dumnezeu la darurile de mâncare. De ce? Că vrei să rupi legământul. Că ai rupt legământul, păcatul, ca o consecință în al doilea rând, rupe un legământ. Domnul nu mai privește binevoitor. Isaia 24, ne vom uita iarăși la un verset din cuvântul Domnului care ne spune atât de frumos, capitolul 24, versetul 5, țara a fost spurcată de locuitorii ei, ei călcau legile, nu țineau poruncile și rupeau legământul cel veșnic. De aceea, versetul 6, este blestem. De aceea, când rup legământul, rămâne, de aceea mănâncă blestemul țara și suferă locuitorii pedeapsa nelegiilor lor. De aceea sunt prăpădiți locuitorii țării și nu mai rămâne decât un mic număr din ei. De ce? De ce atâta stres în familii? De ce atâția oameni care nu pot să se vadă unul pe altul? Pentru că au rupt legământul în mintea lor. Și Dumnezeu spune că în momentul ruperii rămâne un blestem. Dumnezeu nu privește cu bucurie și cu bunăvoință peste cei care rup legământul. Care este a doua consecință a păcatului? Se rupe un legământ. Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Ieremia, capitolul 31. Iarăși vreau ca să citesc un cuvânt din partea lui Dumnezeu, versetul 19. După ce m-am întors, spune Ieremia, m-am căit și după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă. Sunt rușinat și roș de rușine, căci port ocara tinereții mele. M-am recunoscut că am trăit în păcat, în fără de lege. Mă bat pe pulpă și iată, sunt rușinat, căci port ocara. Acolo, când se rupe legământul, rămâne blestem și rămâne ocară. Păzește-ne, Doamne, la lucrul acesta. În al treilea rând, ne spune capitolul 13 din cartea lui Pavel către evrei, versetul 4, căsătoria, legământul, să fie ținută cu toată cinstea. Căsătoria și legământul pe care fiecare l-am făcut, fiecare dintre cei căsătoriți, l-am făcut înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a ștampilat și a parafat și a fost de acord, chiar dacă nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe preacurvar. În al treilea rând, care este consecința păcătuirii? Aduce judecata lui Dumnezeu. O judecată gravă, o judecată aspră, că tot cartea lui Evrei ne spune în capitolul 10, versetul 28, cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Știm cine este cel ce a zis, a mea răzbunare, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Versetul 31, grozav lucru este să cazi în mâinile unui Dumnezeu mânios, în mâinile Dumnezeului celui viu. Dumnezeu, păcatul, aduce și îi dă posibilitatea lui Dumnezeu să aducă judecata. Dumnezeu va judeca pe curvari. Dumnezeu va judeca pe cei cu inima împărțită. Dumnezeu va judeca pe cei care trăiesc oricum. Păzește-ne, Doamne, la lucrul acesta. În al patrulea rând, ne spune cuvântul lui Dumnezeu un text care e greu de crezut că se găsește în Sfânta Scriptură, dar totuși e aici. Matei, capitolul 19, versetul 9. În al patrulea rând, eu însă vă spun, spunea Domnul Iisus cu gura Lui, oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Apare aici un mic amendament. Se enunță o lege
Se enunță din gura Domnului Iisus Hristos o lege. Oricine își lasă nevasta, prea curvește. Oricine ia pe una de nevastă, pe alta care i-a fost lăsată de bărbatul ei, prea curvește. Dar este un mic amendament. Afară de pricină de curvie. În al patrulea rând, consecința păcătuirii aduce sau oferă cadrul legal din punct de vedere biblic pentru un divorț. Din punct de vedere biblic, bazat pe textul acesta, oferă un cadru legal. Dar lucrul acesta nu aduce eliberare. Lucrul acesta aduce traumă pentru ambele părți. Și atenție, necazul pentru unii este că Biblia nu mai vorbește de recăsătorire. În al cincilea rând, copiii sunt într-o poziție vulnerabilă. Ne spune Scriptura în a doua Samuel, sau hai să citesc prima dată în Exodul, capitolul 34, versetul 7. Domnul își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, iartă răzvrătirea, iartă păcatul. Și eu zic la aceasta, Doamne, slăvit să fie numele Tău, că ierți fără de legea, că ierți răzvrătirea și că ierți păcatul. Dar acum, nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Se creează un cerc vicios. Copiii devin vulnerabili. Copiii vor fi supuși la aceleași duhuri, vor fi influențați de aceleași duhuri necurate, de ce au văzut în casa lor, în familia lor, la părinții lor. Copiii devin foarte vulnerabili și de aceea trebuie de urmărit când vrei ca să analizezi pe un om și greșelile pe care le face, să vezi ce a fost în familie. Și asta au spus-o și oamenii, și asta au spus-o și psihologii, cum a fost familia, cum a fost creșterea, ce au văzut în familie. Și Dumnezeu vine și ne spune, învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze, dar cum să-l înveți decât prin exemplu personal, prin practică personală, prin înțelegere, prin părtășia soțului cu soției, cu soția. Cum să-l înveți decât prin ceea ce vede făcând la dumneata, la mine. Doamne, ajută-ne să nu-i punem pe copiii noștri într-un cerc vicios, să nu le oferim trauma aceasta pentru care vor suferi. Ne spune textul care a fost citit din a doua Samuel, capitolul 12 cu 14, ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, făcând fapta aceasta, fiul va purta pedeapsa ta. Fiul care ți s-a născut va muri. Și vă rog să vă uitați la cei patru copii, cei patru mei pe care David, după lege, i-a cerut ca să fie plătiți, neștiind că rostește judecata asupra propriei lui case. Copilul acesta nevinovat, un prunc nevinovat, s-a dus. Plânge David, postește David, se roagă David, se aruncă la pământ, nu mănâncă, nu se unge, nu se spală, se umilește. Și vin oamenii din casă și vorbesc încet și David își dă seama ce s-a întâmplat. A murit copilul, da. Dar David, de ce atitudinea aceasta, întreabă ei? Eu când trăia copilul, am postit, m-am rugat, crezând că Dumnezeu poate să lucreze. Și Dumnezeu și-a rostit hotărârea. Și uitați-vă la omul acesta care toată viața lui, încă 20 de ani de aici înainte, până la moartea lui, nu mai are forță, nu mai are putere să vorbească cu Absalom, nu mai are putere să vorbească cu Adonia, nu mai are putere să vorbească cu oamenii, cu băieții lui care fac păcate după păcate. Același duh, aceeași influență vine la băiatul lui, care face un lucru extraordinar de păcătos, incest cu sora lui. În felul acesta se săvârșește și aceasta este o consecință. Copiii sunt în poziție vulnerabilă. Doamne, păzește-ne! În al șaselea rând și ultima consecință despre care aș vrea ca să vorbesc și apoi vreau ca să mă apropii de încheiere, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că este un motiv. Deja am citit un motiv pentru vrăjmașii Domnului să îl hulească. Și vine Cuvântul Domnului și ne spune în Noul Testament, în cartea lui Petru, a doua Petru, capitolul 2, cu versetul 2, mulți, sau hai să citesc versetul 1, în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, spune aici Cuvântul Domnului,
Cum și între voi vor fi, din păcate, din neveghere, învățători mincinoși, vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți, spune aici Petru, îi vor urma în exemplul lor, cum copiii lui David și-au urmat părintele. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Și din cauza aceasta, spune Petru și a rămas lucrul acesta, din cauza aceasta, calea adevărului va fi vorbită de rău. Este exact ceea ce în Vechiul Testament a spus Dumnezeu. David, l-ai făcut și ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-i hulească numele. M-ai jignit, m-ai supărat, m-ai necăjit. Și nu numai că a rămas păcatul doar între tine și Batșeba, nu că a rămas doar în familie, nu că a rămas doar în popor, peste graniță, poporul care nu mă cunoaște, mă hulește. Poporul care se uită la Israel, că acolo trebuie să fie lumină, poporul acela mă hulește. David, ai făcut lucrul acesta și ai făcut ca să Dumnezeu să aibă o pată. În concluzie, ne spune Scriptura în Geneza capitolul 4 cu versetul 7 un principiu, dacă vreți. Vorbește Dumnezeu cu un om rău. Vorbește Dumnezeu cu Cain și spune în felul acesta: dorința păcatului se ține după tine. Ăsta e principiu. Trăim pe pământ și spuneam la început că nu există posibilitate de odihnă decât când ai închis ochii. Nu există posibilitate să lași garda jos și să lași pe alții să te odihnești și să lași pe alții să mai facă, să mai vorbească, să mai slujească, să facă, să se implice și alții. De ce? Pentru că diavolul așteaptă momentul oportun și el are timp. El are timp, eu n-am timp, dumneata n-ai timp, diavolul are timp până când vine judecata lui Dumnezeu și peste el. Versetul 7, nu e așa? Principiul acesta care rămâne pentru totdeauna, dacă faci bine, vorbește Dumnezeu, vei fi bine primit. Ăsta este principiul după care s-a călăuzit toată omenirea. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește. Păcatul este ca un animal de pradă care așteaptă momentul când las garda jos. Păcatul pândește la ușă. Dorința lui tot timpul se ține după tine. Dar știi ceva, Caine? Știi ceva, omule? Știi ceva, omule care asculți cuvântul lui Dumnezeu? Tu să-l stăpânești pe păcat. Dorința lui se ține după tine. Dacă n-ar sta în posibilitatea noastră lucrul acesta, nu ne-ar spune Dumnezeu să stăpânim păcatul. Dar stă în atitudinea noastră. Dacă avem o viață călăuzită de principiile lui Dumnezeu, dacă avem o viață în care Dumnezeu este stăpân, dacă avem o viață în smerenie, dacă am o viață în care lăs pe Dumnezeu să-și facă lucrarea, dacă am o viață în care nu iese firea în față, se poate stăpâni păcatul. Așa cum spunea poezia, avem și noi o pedeapsă, trupul ne moare, dar nu suntem neantizați, nu ne ducem în neant, ci ajungem în mâinile și în brațele lui Dumnezeu. Până atunci avem datoria să luptăm. Până atunci avem datoria să veghem. Și Dumnezeu să ne asculte ruga noastră. Amin.